În etapa a 10-a diviziei A, programată duminică, Handball Club Argeș întâlnește de la ora 11 pe HCM Făgăraș. Alexandru Ionescu, tehnicianul gazdelor, se așteaptă la o nouă partidă grea și speră că va conta pe toți jucătorii din lot, mai puțin pe cei accidentați grav, Dragomir și Slătineanu. Din păcate, ăsta este sportul și accidentările sunt inerente. Acum să vedem. Sperăm ca până la meciul viitor să-i reușim să-i punem pe picioare pe toți ceilalți, astfel încât să facem în companie echipei din Făgăraș un fel de bun, la fel de bun, un meci pe care să-l câștigăm. Cum vedeți meciul ăla? Eu cred că va fi cel puțin la fel de greu ca cel de astăzi. Unul dintre remarcații echipei din etapa trecută a fost Radu Claudiu. Campion național cu echipa de juniori în 2010, Radu Claudiu s-a integrat foarte bine în lotul celor de la Handball Club Argeș. Colegii mei mari au fost foarte îngăduitori, au fost prietenoși cu noi, ne învață, ne spun. Pe viitor vreau să joc cât mai bine, să fac meciuri cât mai bune și argeșenii contează și pe experiența unor handbaliști precum Macri, Leon și Tomescu, jucător cu mare experiență, campion al României și participant în confruntări din cupele europene. Georgianos Macri este mulțumit că are posibilitatea să joace cu jucători mult mai tineri, aceștia având ce învăța de la el. Tu, alături de Ciprian Leon și Torin Tomescu, sunteți practic veteranii, dacă pot spune așa, echipei. Cum este să jucați alături de o echipă foarte tânără? Este... ce pot să zic? Este o bucurie că i-am pe cei mici lângă mine, ei mă ajută pe mine, eu încerc să-i ajut pe ei. Relațiile dintre poartă și ceilalți jucători sunt foarte bune, să ne ajutăm unii pe alții. Partida dintre Handball Club Argeș și HCM Făgăraș este transmisă în direct duminică de la ora 11 de canalul Absolut TV.